sunteți mulțumită de menopauza de lucru? Mulțumite, nemulțumite, asta este, ce să facem? Ați fi de acord să fie o menopauză mai mare? Nu. Suficient cât este. Cât este acum? Un sfert de oră, 15 minute. La dumneavoastră cât durează această menopauză? 20 de minute, cam așa. Și sunteți mulțumită de... Da, bineînțeles. Eu sunt și așa, sunt, am venit mai până la poartă că m-ai chemat cineva. Ce faceți dumneavoastră în timpul menopauzei? În timpul menopauzei mănânc și mai ies puțin la aer. Că în 8 ore nu avem timp ca să ieșim. Tot în croitorie lucrez și eu la arta modei. Credeți că numai femeile ar trebui să beneficieze de această menopauză sau și bărbații? Nu, și bărbații. De ce? Pentru că și ei muncesc. Ce faceți noastră în timpul menopauzei? Mâncăm și la urmă ne bucăm de treabă. Altceva ce puteți să faci? Cât durează menopauza la dumneavoastră? 20 de minute. Se spune că femeile sunt mai nervoase în timpul menopauzei. Dumneavoastră aveți... Este nervoase femeile pentru că ele și-a de 8 ore în continuu la mașina acolo la lucruri. Și ele, practic să spui așa, căldura care o are de resubtul sub scaunul, e și normal că să fie supărate, să... că muncește prea mult. Ce rol are această menopauză? Mai te recrezi când e vorba de croitorie, trebuie să te mai liniștești și ochii, vederea, trebuie să te... Credeți că și femeile și bărbații ar trebui să aibă menopauză sau numai femeile? Cred că și la bărbați, dacă au o muncă mai grea. Cât durează la dumneavoastră menopauza? 20 de minute și deci în timp de 20 de minute avem timp să mâncăm, să-ți faci deci tot ce nu ai voie în timpul programului. Se spune că femeile sunt mai ciudate la menopauză, sunt mai nervoase, mai... este adevărat? Depinde de la femeie la femeie, nu pot să vorbesc în numele altora, nu? Dumneavoastră cum vă comportați în timpul menopauzei? Ce faceți? Servesc masa și depinde, pot mai vorbesc cu colegile și, mă rog, altceva. Sunteți mulțumită de menopauză? Da. N-ați vrea să fie mai lungă? Lungită? De fapt, ar trebui, cum era înainte, era o jumătate de oră, acum un sfert de oră, dar știu eu cu condițiile că ba e lucru, ba nu e lucru. Se spune că femeile sunt mai nervoase la menopauză, este adevărat? Da, obligat. De ce? Pentru că sunt stresurile astea, este tracasarea asta cu tramvaiele, cu circulația asta foarte proastă, nu vine la timp, mergi pe jos, stai ore în șir și așa mai departe. Menopauza ar trebui să se dea în funcție de vârstă, adică femeile în vârstă să aibă o menopauză mai lungă și femeile tinere mai scurtă? Eu zic egal, pentru că toate au aceeași viață. Și tineretul trebuie să aibă o menopauză mai lungă pentru că sunt tineri și simt nevoia și bătrânii iar la fel că sunt destul de obosiți după atâția ani de muncă. Și dumneavoastră ce faceți în timpul menopauzei? Deci mănânc ceva ca să pot să lucrez și cel mai rău caz dacă rămâne timp să beau și o cafea sau unes. Credeți că numai femeile ar trebui să beneficieze de menopauză sau și bărbații? Eu consider că ambele sexe, și bărbați și femei, pentru că suntem oameni și... Dumneavoastră ce faceți în timpul menopauzei? Când am terminat de mâncat, fac curățenie și mă apuc de treabă. Ați dori să fie o menopauză mai lungă? Nu e suficient. O jumătate de oră e suficientă pentru un muncitor sănătos.